Salutare, mă fani și Asti, la un nou episod de FC24 pe Opening, un nou player pick, 94 plus NIM, PTG, MDG și Inalia, din care sper să pice un card interesant. La această serie, nu uitați să apăsați butonul like, e foarte important să vă abonați, legendar de important, dacă nu sunteți deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere, KTX, PTG, pe PC, Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocul este pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC24 coins pe u7buy.com, folosind codul de reducere KTX. Cătă pe Fortnite și 1 milioane de dolari și bicep și menș, doar dacă folosiți codul de reducere Cătă 10 pe nutrilean.ro. Let's go time, domnilor! Asta e echipamentul în față, l-am folosit pe Nenia Bobby Paltoane în atac, nu l-am băgat în bandă, l-am trecut pe Nenia Alvarez în bandă, care s-a transferat la Atletico Madrid ca idee. Super ok Nenia Paltoane, doar că nu se simte pace-ul la 90 și ceva, se simte ca și cum ar fi maximum 90 pace. Adică mi se pare mult mai lent decât Cristiano Ronaldo, decât toți băieții ăștia din atac. Dar este un card interesant, mai ales pe power shot-uri. Bun, am văzut deja animația nouă la EFC24 la pachet, la 25 la pachete. Arată absolut bestial, doar că durează o veșnicie până vezi ce jucător, țara și vrăjelile astea. Ca design din nou, nota 10, n-am ce să comentez. Am văzut și primele meciuri la 5v5 rush, parcă zice. Pare ok, dar nu cred că o să fie cine știe ce jucat, probabil că o să fie la fel cum a fost și cu Volta. Apare, e jucat 5-10 meciuri, te-ai plictisit, salpat, deși și cu băga așa acolo ceva premii. Ce mai văzut oare? S-o grămadă de leak-uri, am găsit un canal care postează direct gameplay-ul și tot ce vrei din beta. Nu știu exact cum poate să fac asta fără să-și ia banda, m-am uitat la tot ce era pe acolo. Pachetili, oare ce mai era? Mai țin minte exact ce am văzut pe acolo, dar o grămadă de leak-uri, bine, leak-uri. Efectiv, cum filmez eu acum, filmează ea pe FC25. Arată destul de ok. Dar, să vedem cum o să fie lansarea și cum o să fie gameplay-ul. Încă o veste bună oarecum. În septembrie se lansează și UFL. Zic bună oarecum pentru că jocul nu e finisat, adică, nu știu, mi se pare că se grăbesc un pic. Chiar dacă se lucrează la joc de 45 de ani. Naniera, că tot se lucrează de 45 de ani, puteam să mai aștepti un pic. Zic eu că era mai ok să lanseze anul viitor. Să fie un joc lansat ultra mega finisat, fără probleme, fără nimic. Acum să vedem, poate rezolvă tot ce era de rezolvat. Deci în septembrie o să se lanseze practic și FC25 și UFL. Nu știu dacă mai există vreun joc care se lansează. Eu asta mai e la eFootball-ul. Poate de la anul o să fie și FIFA, lansat de cei de la 2K parcă, așa că va fi un an interesant, domnilor. Cine era aici oare? Era walkout cumva? Nenia Pedrigozaur, ok, bun, și asta că nu mai am walkout-uri, facem și un ban și este corect adevărat. Hai Gigele, să vedem, vine ceva interesant din player picul ăla nou, că e destul de scumpicior și am văzut că lumea nu prea l-au votat pe Footbin, deci s-ar putea să fie Bocanc. 83x2, cu gol pe dealuri. Ar trebui să am și 85x10 că l-am făcut. Nu l-am văzut inițial. Era sau nu era acolo? 84x10 l-am văzut. L-am cu metri. Am iau short de elite pachet, ok, l-am și 85x10. Interesat cum se schimbă fontul acolo la X. Deci X-ul este mic, aici, aici este mare. Vreau refund. Vreau 2000 de FIFA points. Urgol pe dealuri X2. Parlez-vous français. Salutare, pa. Am văzut și ceva leak-uri cu ratingurile la jucători. Nu știu cât de adevărate alea. 85x2 trebuie să fie card special. Avem Icon. Ok, nu e Icon aici, că e domnișoara Rolfo. Și în spate, ce fel de Icon e? Golaț. Merge. Van Piersicar. Ok. Not good, not bad. Anul ăsta a fost primul icon pe care l-am prins. Să scriu ce icon o să prind la FC25. Care o să fie primul Barosan. 91, am are unde să-l bai să văd. Cam asta ar fi player pick-ul. 94 plus, Team of the Tournament, Go to the Heroes, Footies, Team 1, Team 2, Team 3, player pick și toate alea. Hai să vedem dacă are vreun sens player pick-ul ăsta. În ideea în care e destul de scumpicel. E scumpicel, adică un squad de 89 și 90. Cred că e mai scump decât un icon. În momentul ăsta poți să farmezi cam orice și poți să zici că e relativ gratis, investești doar timp.
Dar hai să vedem, merită sau nu merită să te bagi la creație cu acest player mic? Și asta este întrebarea, nu mai știu dacă era de 4 sau de 3. Vreau să scrie acolo 1-4. Deci PTG, MIM, Team of the Tournament, GOTG Heroes sau UTIS. Și începem cu să zicem, avem ceva cu Icon Prof, de fapt că nu există Icon Prof. Am văzut deja că avem acolo un Hero. Asta o să dea de gol unele carduri. Hai să vedem cu ce începem. Avem aici și Shilia. Ăsta e portar și ar trebui să fie Nenea Ter Stegen, cel mai probabil. Nenea Ter Stegen, e cea mai mare sculă Bob. Dar bine, e și ăsta. Aici s-ar putea să fie ceva interesant. Deci avem ăla de viteză, avem dribbling-ul, shot power și încă ceva. Dar fiind un, cred că petul lor era asta, nu? Sau Team of the Tournament, nu mai știu exact care era. Cred că e Team of the Tournament, de fapt, ăsta. E cu mai multe culori pe aici și lea. Ăsta s-ar putea să fie sculă Bob. Avem 97 la jumping cu 86 la dat sub uric. Dribbling-ul e cam salpa. Ok, nu cred că cine știe ce mare sculă Bob, de fapt. Passing-ul decent. Shoot-ul chiar foarte bun. Și pace-ul aproape maxat. Dar cine poate să fie acest scârțar? Partea cu dribbling-ul e un pic cam nașpa. Deci ar zice că un jucător destul de slab. Gakpo. Not good, not bad. Culmea că nu l-am recunoscut și l-am. Ori pe contul ăsta, ori pe celălalt, nu mai știu exact. Aici ar trebui să vină un GOTG Hero, ceea ce înseamnă că e foarte slăban, dacă nu e Ginola, cine mai era oare pe acolo, nici nu mai știu. Mai rău. Ăsta cred că e Beastly. Parcă așa-l cheamă pe neamericanul. Are 6 de bloc, are 6 de passing și cu rapid mai el parcă era. 99 la stamina. O leacă de defensiv, o leacă de dribbling, o leacă de passing, și shoot. Face-ul maxat și este Varu Beastly. Adică AK Lani de foc. Până aici nu prea pare că are vreun sens să faci player cu ăsta. Și aici avem Joki, avem bariera vieții și ăla de passing. Joki, bariera vieții și passing. Abar n-am cine ar putea să fie. Ar zice că e un right back, left back, dar 90 pace. Nu cred că mai e right back sau left back, că de obicei au 99 pace. Totuși 95 strength cu 98 aggression arată bine. Jumping 99 din nou bine. Heading accuracy doar 89. Dar în schimb are intercepții, stand tackle și slide tackle blăniți. Oare e un card pe care l-am deja? Să fie ăla de la City. Îmi scapă numele lui. O da și gol versus Real Madrid. Dar nu mai știu cum îl cheamă, îmi scapă numele. 95 reacții. O leacă de pase, shoot nu ne interesează, pace-ul decent, dar la parcă avea 95 pace. Culmea la asta mă gândeam, credeam că are mai mult pace. Deci nea Gvardiol. Bă, încerc să fiu cam dejaba player pick-ul ăsta, adică o dat foarte slab. Adevăr, nea Gakpo și apare nu l-am aici, l-am pe contul celălalt, dar nu e nici mega sculă Bob nea Gakpo, în momentul ăsta nici nu recomand că costă cine știe ce mare lucru. Ok, totuși își menține prețul cu mătru. Deci undeva la 400.000. Având în vedere că player pick-ul ăsta e cred că vreo 200.000 sau ceva în genul. Not bad. Doar că n-am unde să-l mai bag și pe vericul ăsta. Poate e super sub sau ceva. Repetabil. Name to dom, data viitoare. Dar unde să-l mai bag? Cred că e mai bună ăsta, zi, să zic, perciun decât vericul. Echipa deja arată destul de blăniță, cam center back-ul ar fi de schimbat la echipa asta și right back-ul, dacă îmi dădea un Walker era perfect. Sau un center back, nu știu, un Van Dijk, era altceva. Da, bun, hai să vedem ce mai avem pe aici pe la pachetozini. Cam și 84-10 și 85-10, ce dubluri mai primim pe acolo, poate bag la un nou icon player pick. Ar fi al doilea, în seara asta parcă se resetează. Hai mă nene, mă, să fie. Bă, 285-10. Nu m-am uitat mai înainte și era unul de 84x10 și am zis că are din asta, că unul are X-ul mai mare și unul mai mic. Eu nu știu la ce am uitat. A plecat creierul direct în vacanță. Avem Icon din nou. Nemția, right back. Ăsta nu știu cine-i. Și în spate avem Totti. Fii antenă că vine R9. Vine R9 să ne arate schema Ț. Ok, tot în nemțelău și în spate, Filip Lam. Era fain dacă îl dădea pe Rio Ferdinand. Deși nici el nu cred că mai e cine știe ce mega sculă Bob în momentul ăsta. Parcă o primit alt card mai șmecher.
Ăsta cred că l-am, dar l-am pe Nenia Vericu. L-am cumva tradeable, opa. Am 18.000 un Team of the Year, ești nebun la cap. Nici măcar. Efectiv prețul de Quixel. Quartz, 8.5x10, aici ar trebui să fie crema. Mi era să găsesc acum 3 pachete de 8.5x10. Nu era rău. Hai mă nene mă. Cred că avem Team of the Season. Asta e foarte bine pentru că mai am jucători Team of the Season pentru vreo 3 SBC-uri. Oh, Zaha, ia vezi mă, footies. 97 rating, not bad. Și în spate, cred că e Tah ăsta, nu? Da, nenea Tah, 94 rating, not bad. Îl tragem pe dreapta oricum. Și în spate, dacă mai dă câțiva Team of the Season, e perfect. Orice Team of the Season nu contează. Aici avem footies-ul vieții. McKennie, not bad. Doar 3 carduri de 85, domnișoara Lawrence pe care o băgăm la zbâc. Și nenea Zaha, care probabil e gratis, nu? Aproximativ un 60 ceva de mii, dar măcar e un footies până la urmă. Asta vrei să vezi la footies. Carduri footies. Și încă n-ai când e mare angajament. Vedem. Până la urmă vine R9 și ne demonstrează că de fapt nu era o troacă de jucător cardul Toti. Bine, cardul Toti era o troacă de jucător la fine. Să vedem. Va fi mai bine aici ieșirea sau salutare, pa. Dar nu ne interesează R9. Ce să faci cu R9 GOTG când îl ai pe Hagi? Hai mă, Hagi. Ia să vedem câți câți footies avem. Check în profile. Ok, unul singur e footies, din nou în mijloc. Dacă nu-i Baresi, mă arunc direct în gârlă. A, nu, ăsta numai Baresi a stat acolo în mijloc footies. Să nebunesc. Hai să vedem ce avem aici și lea. Ok, avem dribbling, baterie. Shoot-uri și altialea. Cred că l-am mai văzut. Dribbling, baterie și shoot. Cine era oare? Că nu era... Sau? Era cumva... Chabi Alonso, dar nu cred că era Chabi, nu? 94 stamina, 92 la forțichii. Ok. Deci nu are defensivă. Dribbling, baterie și shoot. Care era, mă, cum o trăs? Ok, dribbling-ul e ok. Deci 88 doar la dribbling. Dribbling-ul per total e 91. 97 reacții. Dar trebuie să fie jucător de bandă, right winger sau left winger. Dar cine o fi, mă, nene, mă? 99 la short passing. Shoot-ul bun, am mai văzut cardul, dar să nebunez dacă îmi dau seama cine-i. Super pace, Trezeghe să nebunesc. Fiți pe acolo la alea cu 99 shoot-uri, cu 99 avioane, te gândești, mamă, să vezi ce jucător am prins. Hai că am prins dacă e. Ok. Deci avem sărit garduri, Cucu și Forțichi. Și ăsta l-am mai văzut, e center back, oarecare era. Cucu, sărit gardul și Forțichi. Deci avem 96 strength cu 97 la grash. N-avem jumping, n-avem stamina. Super defensivă, 97 defensive awareness. 81 agility cu 78 balance. 99 la reacții, 99 la composure. Să fie oare totuși un jucător bun, defensiv? Dar cine era cu Forțichi, mă? 99 la shot power. Avem pace chiar foarte bun. Nenea Desailly. De ce nu mi-am amintit eu de Nenea Desailly, deși l-am titular? Ba, n-am era. Bă, e ok cardul, dar... Băi, am și eu altceva, nu Nenea Desailly. Chiar dacă am nevoie fix de center back. Nu din Nenea Desailly, că-l mai am o dată și acum cartea footy. O să fie... Uite, nu m-ar deranja să fie ăsta, mă zic, cum îl cheamă? Petr Cech. Dă-l pe Petr Cech, frate. Petr Cech. Așa mai vine acasă, mă, fratele meu. E altceva. Măcar nu-i lemnăria aia totală de Baresi. Chiar dacă este mai ieftin decât Baresi, cred. Dar măcar pe Petr Cech îl bag titular, ești nebun la cap. Super ieftin, nu știu ce așa ieftin. Cardul lui Toti mi s-a părut orice mai bun portar, ori la egalitate cu Nenia și Michael. Deci cumva mi se pare ciudat că e așa ieftin. Ia să vedem, mai scump decât Smirgălu. Smirgălu probabil și-o păsta prețul, dar mi s-a părut extraordinar. Cel puțin nu față de... Uite cât e scump, ești nebun la cap. Deci ăsta e 400.000, cumva și la altii 50.000.
a Kofi, oare atât de slab Petr Cech ăsta, putis față de la Toti, că la Toti mi s-a părut că e undeva ori mai bun ca ăsta, ori la fel de bun ca ăsta. Dar bine, portarii oricum nu sunt extraordinari, dar de obicei, da. Pușcaș clarată, bă, o să-i dau o șansă. Ăsta are noroc, cred că are picioarele, ba nu. Asta e 4-3 cu 3, credeam că are 5 la weak foot. Ciudat, mai că-l băgăm o leacă și pe nea asta. Oricum nu ne afectează la chemistry și așa mai bine avem al doilea footist titular după nenia Best. Nu cred că are casca in-game vericul ăsta. Picioarele tot 3 cu 3, 6, 5. Ok, într-adevăr arată o leacă mai rău decât vericul și Mirgălu. Dar în teorie ar trebui să fie bunicel pentru că a fost extraordinar de bună la Toti. Deci mă aștept să miște ceva și vericul ăsta. Cam asta ar fi, hai să mai plezim și pachetul de 85 și 10 așa de final. Nu contează cu ce rămân acolo dublu rasiune. Că putem băga la următorul SBC. Deci au fost două carduri footies și un... Ok, n-aveam dublură, cred că am rămas cu dublură pe acolo. Striker, cine este? Ia vezi, nu? Copa America. McKenny din nou, 94. Ați văzut cum am dat cu moci în fasole, am deschis un pachet random și îmi dă dublură. Acum trebuie să mă bag iar la... A, e 3 double. O, sănătate, domnilor. Credeam că trebuie să mă bag la creație din nou să fac un SBC. Am crezut că am dat cu moci în fasole. L-am scăpat cumva. Hai mă, nene, mă. 85x10 să dea ceva extraordinar de șmecher. Cristiano Ronaldo, let's go time. Car special. Left midfielder. Vărul Navas. La... Opa, Toti în spate, ia vezi. Toti în spate. Mbappe. Alisoanele, ok, deci astăzi zic la portarilor, văd că. Cardul arată bine. Designul la Toti mi se pare mai jmecher decât la asta footies. E mai spectaculos o leacă. Dar n-am cum să bag ăsta. Tot Petri Hăcehu va juca. Mamă, ci de carduri speciale, nu ăsta, da pachet. Ăsta, da 85x10. Să nebunesc. Un singur card gold. Era fain dacă dădea full carduri speciale, arăta bestial. Interesant, și cardurile astea pe aici, am ceva drept, absolut nimic. Pericul ăsta mai costă ceva? Nu, e prețul clasic de Foderini. Not good, not bad. Se putea mult mai rău de atât, dar partea bună e că l-am prins pe nenia Petri Hăcehu footies. Și așa știu clar că îl bag la treabă la Weekend League. Să vedem dacă reușe să schimbă cât mai rapid și pe nenia Desailly și cu Mătru Navas. Și cam asta practic e echipa mea de final. Să vedem ce va fi la FC25 și cum va fi jocul. Dacă vreți să căutați și voi să vezi o grămadă de content, bine content, o grămadă de chestii cu FC25 deja sunt acolo, licuite, trântite în stilul topor. Pușca și prava alată, să vedem ce va fi data viitoare. Mai avem o lună și 13 zile, deci o lună și două săptămâni până la FC25 și începem în ultra mega forță acolo, direct cu live cu Pack Opening. Este fain divizionare, să ai super fain în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!